evenimente sfârșitoare pentru familia dansatoarei care a murit pe scenă în timpul unui spectacol. Artista este condusă astăzi pe ultimul drum. La cimitir este și colegul meu Vlad Mogoș. Vlad, te ascultăm. Laura, tristețe fără margine aici la Biserica Dichiu din Capitală, unde în aceste momente a început slujba de înmormântare a Dianei, dansatoarea care la numai 33 de ani s-a stins din viață subit după ce a leșinat și s-a făcut rău pe scenă. Ea dansa la un bal al bobocilor din Sebiș, moment în care, în timpul celei de-a doua reprezentații, a leșinat pe scenă. Soțul ei, Andrei Jivan, a sărit în ajutorul ei, a dus-o de urgență la spitalul care se afla peste drum, însă în zadar medicii au mai încercat să o resusciteze timp de 2-3 ore, pentru că stopul cardiorespirator în care ea intrase i-a fost fatal. Din certificatul medico-legal pe care medicii l-au emis după aceea, s-ar părea că fata suferea de anumite malformații la inimă care au dus la această moarte subită, moarte pe care nu și-o explică nimeni, pornind de la medici până la apropiații familiei. Astăzi aici se află și Andrei Jivan, soțul ei, cu care am reușit să stau puțin de vorbă înainte. Este vizibil afectat, este foarte emoționat, povestește că trece prin diverse stări, are momente în care plânge, momente în care se simte puternic, crede că va depăși această traumă din viața lui, dar are și momente în care îi cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a-l îndruma pe viitor și a-l ajuta să treacă prin această tragedie care s-a abătut asupra lui. Cei doi erau împreună de 4 ani, erau căsătoriți de 4 ani, dar aveau o relație de 6 ani. Își doreau să-și facă o familie împreună, să aibă un copil, se gândeau la un copil, după cum mi-a declarat și Andrei Jivan, de 3 luni se mutaseră în capitală și sperau și visau să îmbătrânească împreună. Din păcate, s-ar părea că această moarte subită le-a curmat toată fericirea. Andrei mi-a povestit că din momentul în care a cunoscut-o și-a dat seama că este aleasa inimii lui și la nuntă i-a jurat credință veșnică, dar și faptul că o va face fericită până în ultimul moment, fapt ce s-a și întâmplat de altfel. După cum vă spuneam, astăzi Diana este condusă pe ultimul drum. Mama ei este prezentă aici, vizibil emoționată. Tatăl ei s-a stins din viață în urmă cu 2 ani, iar Diana va fi înmormântată în cimitirul Străulești, acolo unde se odihnește și tatăl ei. Laura. Dumnezeu.